Bună ziua, vă salută Tatiana. În ultimul timp au devenit virale aceste pătrățele, combinații de mai multe culori. Astăzi, cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, vom învăța să realizăm un astfel de pătrățel. În primul rând, acestea sunt foarte utile în bucătărie, iar în al doilea rând vom folosi capetele de fire care ne-au rămas. Pentru acesta noi vom pleca din cercul magic. Voi face un picioruș scurt. Piciorușul scurt are rolul de a da stabilitate lucrării. Voi continua cu două ochiuri de laț și astfel am realizat un picioruș dublu. Voi continua lucrând. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, trei ochiuri de laț de separare, iar în interiorul cercului magic mă voi întoarce și voi lucra din nou seria de trei piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț de separare. Voi lucra din nou trei piciorușe duble. 1, 2, 3. Trei ochiuri de lanț de separare. Și acum voi face cea de-a patra grupă de câte trei piciorușe duble. Deci acesta va fi rândul de început. Voi închide cercul magic, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș și voi face un picioruș dublu redus. În felul acesta am obținut un pătrat. Acum voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare. Voi continua cu cea de-a doua serie de piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare și mă voi îndrepta în următorul spațiu lucrând din nou trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare, după care vom continua să lucrăm în următoarele două colțuri în același mod. Am lucrat seria de piciorușe duble și ochiuri de lanț și în ultimul colțișor, iar acum nu voi face ochiul de lanț de separare, ci voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș și voi face din nou un picioruș dublu redus. Am lucrat strâns și iese greu firul. După care voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Capetele de fire le vom ascunde pe spatele lucrării noastre. În felul acesta. Iar apoi le vom scurta, bineînțeles. Dumneavoastră puteți ascunde cu croșetul sau cu acul, așa cum doriți. Bineînțeles, și firul de la cercul magic va trebui să-l ascundem. Acum vom trece la următoarea culoare. Eu voi lua această culoare. Așa cum spuneam, putem refolosi capetele de fire pe care le avem la dispoziție, le îmbinăm în modul în care dorim noi. Am făcut un ochi de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra, de exemplu, aici, în acest colț, cu croșetul, voi intra în cel de-al doilea ochi de lanț, voi extrage firul și voi face piciorușul dublu,
în momentul în care vom închide, vom trece și prin ochiul de lanț. Astfel am realizat primul picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu. Deci în colțul acesta facem doar atât, o serie de 3 piciorușe duble. Ochiul de lanț de separare vom continua cu 3 piciorușe duble în corespondența ochiului de lanț de separare din rândul anterior. Ochi de lanț de separare, am ajuns în colț, iar aici vom face din nou 3 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț de separare, urmate alte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble corespondența ochiului de lanț de separare din rândul anterior, un ochi de lanț de separare, iar acum, ajunse aici, vom lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, iar pentru a realiza cel de-al treilea picioruș dublu, vom intra din nou în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, vom extrage firul și vom face piciorușul dublu. Voi face 3 ochiuri de lanț, după care voi întoarce lucrarea și voi lucra piciorușele duble, exact cum ați văzut, deci 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un ochi de lanț de separare, aici în colț vom face seria de 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urma de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, acum se delimitează foarte bine spațiile unde trebuie să lucrăm, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, după care vom face un ochi de lanț, firul pe croșet și vom intra cu croșetul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din acest prim picioruș. Vom intra cu atenție și vom face un piciuruș dublu redus. Vom închide piciurușul dublu redus și vom scurta firul. În felul acesta am pus deja prima culoare. Vom închide aici, în acest mod, după care vom atașa culoarea următoare. În același mod vom proceda, făcând mai întâi ochiul de lanț, introducem croșetul, luăm firul odată pe croșet și de data aceasta vom intra prin interiorul spațiului, vom lucra primul picioruș dublu încheiindu-l în același mod trecând și prin ochiul de lanț de la început. Voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, pe care voi face piciorușele duble, în modul în care ați văzut până acum, de lanț de separare, trei piciorușe duble, ochi de lanț de separare, în colț vom face din nou seria de trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, urma de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu,
un ochi de lanț de separare, trei piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, trei piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. Am ajuns în capăt, aici facem 1, 2 piciorușe duble, firul pe croșet, vom intra din nou în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din cele 3 pe care le-am făcut pentru a ne ridica în sus și voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrarea și vom continua în modul în care ați văzut până acum. Noi vom lucra singure și ne vom întâlni pentru a închide și acest rând. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, aici voi lucra cele 3 piciorușe duble, 2, 3, voi face un ochi de lanț, firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, lucrând din nou piciorușul dublu redus, după care noi vom scurta firul și vom închide și această parte a lucrării. Capetele de fire, așa cum vă spuneam, le vom ascunde. Vom continua și vom face bordul, partea finală a lucrării. Firul pe croșet în modul în care ați văzut. Mult de lanț. Voi lua firul pe croșet. Voi porni din același colțișor, însă de data aceasta, în interiorul acestuia vom lucra în mod normal seria de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Deci avem primele 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, iar în interiorul aceluiași spațiu voi face următoarele 3 piciorușe duble. 1. Am aici capătul de fir. 2. 3. Un ochi de lanț de separare și voi continua lucrând până la sfârșitul rândului. Rândul fiind de această dată, de jur împrejur, de lanț de separare, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, aici în colț vom lucra 3 piciorușe duble, de separare, 3 piciorușe duble, 1 ochi de lanț de separare și vom continua, ne vom întâlni când ajungem pe această parte. Am ajuns pe această ultimă parte a lucrării, continuăm lucrând piciorușele duble, un ochi de lanț de separare, aici vom prinde și acest capăt de fir, deja noi am dat stabilitate, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, scuzați, iar acum nu vom face altceva decât vom lua firul pe croșet, vom intra în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, vom face un picioruș dublu redus, această
pentru a închide lucrarea. Voi trage un pic firul, voi intra în primul picioruș care l-am la dispoziție, voi trage acest capăt de fir și voi închide lucrarea. Astfel i-am dat stabilitate, iar acum capetele de fire le vom ascunde. Eu sper că v-a fost de folos acest scurt tutorial. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Doamnele care lucrează, vă rog să-mi scrieți idei de tutoriale, cam ceea ce ați dori dumneavoastră să lucrăm împreună. Iar până în momentul în care ne vom reîntâlni din nou, eu sunt Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc și vă iubesc, vă aștept alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!